Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Odată cu începutul noului an, ne propunem să facem schimbări în viața noastră, să citim mai mult, să devenim mai darnici, mai înțelegători, să practicăm ceea ce ne face cu adevărat bucuroși. Alex Rovira și Francis Miraes continuă seria poveștilor înțelepte cu 35 de istorioare despre valorile care cultivă fericirea. Așa cum ne-a obișnuit în cartea Povești ca să te iubești mai mult, fiecare istorioară se încheie cu capitolul Gândește și crește, care ne ajută pe noi, mici cititori, să ne formăm o părere despre semnificația textului citit pe care o putem dezbate cu părinții sau cu bunicii noștri. Prin cele 35 de povestioare, Alex Rovira și Frances Miraes ne oferă sfaturi despre cum putem găsi, înmulți și valorifica fericirea. O profesoară de istorie le cere elevilor ei să întocmească o listă cu cele 7 minuni ale lumii. Majoritatea copiilor aleg cele mai impunătoare construcții de pe fața pământului. Doar o fetiță pe nume Alba vine cu o idee diferită, pentru ea cele 7 minuni fiind să poți vedea, să poți asculta, să poți atinge, să poți mirosi, să poți gusta, să poți râde și să poți iubi. 7 lucruri mici, dar totodată mari, care ne amintesc că nu trebuie să căutăm departe ceea ce avem aproape. Aș vrea să vă mai vorbesc și despre povestea Pisicile din Casa Mântuită, care ne arată că ceilalți sunt oglinda noastră și privim lumea în funcție de modul nostru de a fi. La fel ca pisicile din poveste, dacă privim în oglindă și nu ne convine ceea ce vedem, nu trebuie să ne supărăm pe aceasta, ci am putea, în schimb, să încercăm să fim mai buni. Fericirea constă în a dărui bucurie, iar cel mai bun moment pentru a face ceva este întotdeauna clipa prezentă, așa că nu amânați lectura acestei cărți minunate. Nu lăsați pe mâine ceea ce puteți face astăzi. Pe data viitoare!